Cine se aventurează să citească cu atenție scrierile sfinților Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nisa sau Ioan Hrisostom, va înțelege cu ușurință amploarea confruntării dintre creștinism și cultura antică păgână, o confruntare prolifică din care a luat naștere cultura creștină și civilizația corespunzătoare. Confruntarea a rămas de actualitate. Iar cine afirmă că azi nu mai avem nevoie să cunoaștem nici mitologia antică, nici cultura contemporană nouă, dă dovadă cel puțin de lene mentală. Bună, sunt Dr. Josh, aici la God Be With You, unde împărtășim ghidare culturală spre împlinire spirituală. Iar dacă ești pentru prima dată aici, nu ezita să te abonezi. Epoca veacului al IV-lea și cea de azi sunt oarecum asemănătoare. Fără să ne propunem să adâncim acest aspect, vom observa doar că atunci creștinismul avea nevoie de cultura antică pentru a-i adopta formele în care să se așeze conținutul său bogat și viu. Acum, conținutul cultural tinde să se seculariseze tot mai mult, de aceea el are nevoie de suflet, de un suflu nou de spiritualitate, fapt pentru care cei care au împărtășit experiența lor spirituală trebuie să găsească limbajul cel mai potrivit pentru a ajunge la cei care sunt gata să recepteze mesajul. Părinții veacului de aur s-au format la școlile cele mai renumite ale timpului, la Atena, la Alexandria, la Antiohia și Roma, iar nivelul pregătirii lor a fost unanim apreciat de profesorii lor păgâni, ca și de colegi, cum găsim mărturii în scrierile din epocă. De altfel, despre Sfântul Vasile, de exemplu, aduce mărturie colegul și prietenul său Grigorie de Nazianz, în omilia 43, afirmând că era familiarizat deopotrivă cu poezia, retorica și filozofia, că își întrecea colegii și își egala profesorii. Lui Vasile îi datorăm faimosul cuvânt către tineri asupra felului de a citi cu folos cărțile păgânilor, operă de maturitate pedagogică și model de discernământ. Vă îndemn să ne oprim asupra a doi părinți din secolele 4-5. Unul este Sfântul Grigorie de Nazianz, marele cuvântător al dogmelor Sfintei Treimi, dar și neîntrecut poet. Sub pana lui se năștea poezia creștină la nivelul valoric literar cel mai înalt. Iar celălalt este Nonus sau Non din Panopoli, în Egipt, un autor mai puțin cunoscut, poet și versificator al Evangheliei a IV-a, intitulată Parafrază sau Parafrază la Evanghelia lui Ioan, dar și autorul unei opere în versuri după model homeric, închinată zeului Dionisos. De fapt, e vorba de o încercare sincretică de suprapunere a figurii lui Hristos peste aceea a lui Dionisos. Opera se intitulează Dionisiace. Probabil că, fiind încă păgân, a scris Dionisiace, din care rezultă că totuși cunoștea destul de bine doctrina creștină. Iar după convertire, a scris doar poezie de inspirație creștină. Parafraza la Evanghelia Sfântului Ioan e o încercare de exegeză în versuri adresată acelor creștini culți, dar și păgânilor cultivați pe care îi îndeamnă să îmbrățișeze creștinismul. Despre Non știm foarte puține date biografice, iar acestea le putem doar decela în interiorul operei sale. Probabil că era creștin de origine siriană, format la școala din Alexandria Egiptului. A studiat dreptul la Berit sau Beirut. Aflându-se la Alexandria, a făcut parte din delegația Patriarhului Kiril la sinodul de la Efes din anul 431. Numele lui apare în diferite documente din epocă, arătându-l drept mare apărător al ortodoxiei credinței împotriva derivelor nestoriene și monofizite. Până prin 439, Non a fost monah în mănăstirea de la Tabenezi, din Egipt. Între 449 și 451, patriarhul maxim al Antiohiei îl hirotonește episcop de Edesa. Diaconul Iacob, autorul Vieții Sfintei Pelagia, biografie scrisă în limba siriacă în secolul al V-lea, ni-l prezintă pe episcopul Non de Edesa în termen de sfințenie, de clar viziune și discernământ,
un om virtuos după modelul monahilor egipteni, protagonist al unor convertiri extraordinare, cum ar fi aceea a Pelagiei din Antiohia. Dar să revenim la Sfântul Grigorie de Nazianz, marele iubitor al culturii antice, pe care a asumat-o cu criteriu duhovnicesc și discernământ, punând-o în slujba mesajului creștin cu scopul de a constitui o paideia creștină după modelul celei grecești, o doctrină pedagogică autentică și care să nu fie prin nimic inferioară aceleia în care se formaseră tinerii până atunci. Și, ca să nu ne imaginăm că Sfântul Grigorie nu era conștient și de pericolele pe care le-ar putea reprezenta asumarea indiscriminată a elementelor păgâne în creștinism, adică riscul repăgânizării, în cazurile în care s-a adoptat și conținutul deodată cu modelul, el ne aduce ca exemplu negativ pe împăratul Iulian Apostatul, care a domnit între 361-363, pe care el l-a cunoscut îndeaproape, căci au fost colegi la Universitatea din Atena în anul 355. Iulian murea într-un război cu perșii în 26 iunie 363. La distanță de un an, Grigorie scrie două cuvântări de pus la stâlpul infamiei, având ca subiect figura apostatului. Scrierile erau adresate elitelor, căci sunt texte elaborate retoric. Dar nu sunt un simplu exercițiu de elocință, ci își propun să creioneze un proiect mai amplu, adică să aducă la lumină, printr-un stâlp al infamiei, natura intimă a lui Iulian și izvorul răului pe care el l-a împlinit pentru ca toți să-și dea seama de periculozitatea sa. Altfel spus, să atragă atenția că asimilarea culturii păgâne împreună cu doctrinele religioase conținute în ea poate duce la enormitatea proiectului de restaurare a păgânismului pe care Iulian l-a încercat folosindu-se de autoritatea poziției sale imperiale. El îi prezintă un portret absolut sugestiv, zice el. De fapt, nu păreau a fi semne prea bune, gâtul său oscilant, spatele mișcat de un tremur continuu și în căutare parcă de un echilibru, ochii rătăcitori care se mișcau încoace și încolo și care priveau pradă nebuniei, picioarele în continuă agitație și care își schimbau neîncetat poziția, nările care suflau insolență și dispreț, expresia ridicolă a chipului care arătau același sentiment, râsul necuvincios și gălăgios, semnele de acceptare și de negare lipsite de logică, vorbirea întreruptă de respirație și sufocare, întrebările lipsite de ordine și inteligență, răspunsurile prin nimic mai bune, care se încălecau unele peste altele și erau lipsite de echilibru, neurmând nici măcar învățătura împărtășită în școli. Iată, e vorba aici de o construcție retorică numită ekphrasis, prin care autorul încearcă să-și demoleze adversarul, arătând că e incapabil să-și domine propriile pulsiuni exacerbate și demonizându-i aspectul și mișcările. Acest atac la adresa împăratului era rezultat al unui decret al acestuia, prin care creștinii erau înlăturați din învățământul public mai întâi, apoi din toate funcțiile publice de răspundere, politice și administrative. Ceea ce condamnă aspru Grigorie este nedreptatea de a-i îndepărta pe creștini de paideia elenică. De parcă ar fi vrut să spună că ei nu au dreptul la cultură, nici să-și exprime mesajul lor în chip inteligent și nici copiii lor n-ar fi compatibili cu pregătirea superioară pe care filozofia, retorica, științele și eposul antic o puteau oferi celor care se pregăteau să comunice mesajul logosului întrupat și să-i expliciteze învățătura în opere care să fie cu nimic mai prejos de marile creații ale vremurilor trecute. De fapt, Grigorie anunța intenția de a constitui o paideia creștină după modelul celei elenice, deci că de acum se depășea nivelul școlii catehetice, acesteia luându-i locul o autentică academie creatoare de cultură creștină. Din cele două omilii ale lui Grigorie împotriva lui Iulian, nu lipsește un alt aspect de importanță covârșitoare, anume atacul frontal
la adresa zeilor și miturilor păgâne, după modelul scrierilor apologetice din secolul al II-lea. De altfel, omiliile sau cuvântările 4 și 5 abundă în aluzii la imagini din mitologia antică, unele destul de greu de decriptat, ceea ce arată că autorul era un excelent cunoscător al scriitorilor antici păgâni și că el avusese acces la opere care nouă nu ni s-au păstrat și că adesea el făcea sinteze din mai mulți autori, adaptând contexte diferite la nevoile scrisului propriu. Dacă uneori prezintă zeii antici ca pe niște idoli, alteori aceștia sunt doar patimi omenești, căci oamenii și-au zeificat propriile patii, păcate și slăbiciuni, cărora au început apoi să se închine, creându-și astfel protectori și complici, păcătoși asemenea lor. Iată ce spune el în omilia 28. Dintre aceștia, oamenii, subjugați mai adânc patimilor, au considerat patimile drept zei, adică, grație zeilor, au cinstit mânia, setea de sânge, beția și nu mai știu care alt viciu asemănător acestora, escogitând pentru păcatele lor un motiv de apărare deloc bun sau drept. Pe unii din acești zei i-au lăsat jos, pe alții i-au ascuns sub pământ, singurul lucru făcut cu inteligență, zice el, iar pe alții i-au înălțat până la cer. O ridicolă împărțire! Apoi fiecăruia din aceste ființe imaginare i-au atribuit numele de zei sau demoni, în acord cu puterea și arbitrul erorilor, le-au înălțat statui a căror măreție avea rol de nadă și s-au gândit să-i onoreze cu sângele și cu grăsimea victimelor, iar uneori chiar cu acte așa de stricate, cu gesturi nebunești și cu sacrificii umane. Alteori Grigorie îi prezintă pe zei ca pe niște oameni zeificați, cum era obiceiul în antichitate. Și alteori, zeii nu sunt altceva decât demoni, în slujba stăpânului lor, Satana sau demonul cel de demult. Oricare ar fi cheia pe care Grigorie o adoptă într-un context sau altul, în toate cazurile el îi acuză pe zei de imoralitate. Iar lui Iulian îi aruncă dinainte exemple în care zeii s-au comportat într-adevăr reprobabil și scandalos. Un exemplu e de ajuns. Zice el, ce înseamnă rana lui Ares sau întemnițarea într-un vas de bronz a prostovanului amant al strălucitoarei Afrodita și ce înseamnă că amantul imprudent a căzut în puterea șchiopului și, devenind spectacol pentru zeii care s-au adunat să privească, surprins în acea situație indecentă, a fost apoi eliberat pentru câțiva bani mărunți. În acest scurt text, Grigorie sintetizează trei texte din Homer. Zeul Ares este rănit de Diomede. Tot el este ținut prizonier într-un vas de bronz vreme de 13 luni. Același zeu Ares săvârșește adulter cu Afrodita, dar cad în capcana întinsă de Efest sau Șchiopul, soțul zeiței, și, înlănțuiți, sunt luați în derâdere de către toți zeii chemați să asiste la spectacol pentru ca mai apoi să fie eliberați după ce au făgăduit să plătească o sumă drept răscumpărare. Grigorie îi reproșează lui Iulian că, prin astfel de exemple, viciile triumfă între oameni și că doar un nebun poate susține astfel de nebunii. Opera teologică și poetică a Sfântului Grigorie de Nazianz s-a impus cu repeziciune, încât de îndată după moartea sa și până în zilele noastre n-a încetat să fie citită, interpretată, folosită ca suport teologic pentru dreapta învățătură despre Dumnezeu, în special cele 5 cuvântări teologice, dar nu numai. Pseudonon, din secolul al VI-lea, ne-a lăsat o amplă culegere și explicare a unor istorii la care Sfântul Grigorie de Nazianz face referință în omiliile 4, 5, 39 și 43. Așadar, primele două sunt chiar acelea împotriva lui Iulian. Prin istorii, Pseudonon înțelege orice povestire, reală sau imaginară, care s-a petrecut în trecut. Iar parafraza pe care el o face la textele nazianzenului au rolul de a ușura înțelegerea omiliilor, punând în evidență imoralitatea personajelor mitologice în acord cu intențiile lui Grigorie.
Rolul lui Pseudonon este acela de a explicita acele locuri din mitologie pe care Grigorie le expune extrem de sintetic. În felul acesta înțelegem cu mai multă ușurință ce a vrut să spună Nazian Zenul. De exemplu, textul de mai jos referitor la zeii Ares și Afrodita, Pseudonon îl împarte în două istorii, 85 și 86. Să citim împreună istoria 86. A 86-a e istoria despre amantul Afroditei, zice Non. E următoarea. Afrodita era soția lui Efest. De ea s-a îndrăgostit Ares și a săvârșit adulter cu ea. Când Efest a aflat, întrucât era fierar de meserie, pregăti o plasă pentru Ares, care trebuia să vină și să comită din nou adulter cu Afrodita. Ares căzu în plasă și fu întemnițat, căci fu prins în flagrant de adulter cu Afrodita. Efest nu i-a liberat până când nu i-a chemat pe zei și i-a expus public. Atunci zeii, când au venit și au văzut, au început să râdă pe seama lor cu un râs de ochiat. Abia atunci Ares a fost liberat după ce a plătit o răscumpărare. Grigorie îl numește pe Efest cel cu picioare strâmbe pentru că era șchiop. Am încheiat citatul. Citind în paralel cele două texte referitoare la același subiect, adică textul lui Grigorie și cel al lui Pseudonon, ne dăm seama de intenția celui din urmă și anume aceea de a face accesibile acele locuri mai dificile din Sfântul Grigorie, referiri la mitologia greacă. Se vede că deja în acel timp, cunoștințele în ale miturilor păgâne începeau să fie tot mai rarefiate. Atacul nemilos al Sfântului Grigorie la adresa miturilor antice, susținut îndeaproape de comentariile lui Non, arată pe de o parte că confruntarea dintre creștinism și păgânism era întoi, pe de altă parte că personajele mitologice, oameni vicioși, zeificați de cei ce aveau nevoie de validare și complicitate în păcat, nu mai puteau reprezenta modele pentru generațiile tinere, iar pe de altă parte, cunoașterea miturilor ca fapt cultural se impunea și creștinilor, cu avertizarea ca această cunoaștere să rămână strict culturală, instrumentală, golită de încărcătura religioasă păgână. Altfel spus, să nu cumva să existe riscul ca prin istorii mitologice să se revină la idolatria de odinioară de care Hristos ne-a eliberat prin întruparea sa. Operele celor doi autori, cu referirile lor constante la mitologia elenă, trebuiesc înțelese în contextul culturii antichității târzii, în care cunoașterea miturilor, a epicii și a istoriei Atenei clasice făcea parte din curriculum de studii al fiecărui tânăr ce se pregătea să devină om de litere. Din această școală au trecut părinții capadocieni, prin ea va trece și Sfântul Ioan Gură de Aur, care își va pregăti formarea culturală la lecțiile retorului păgân Libanius, cel care ne-a și lăsat cele mai amănunțite informații despre cum se desfășura școala de retorică din epocă. Biserica creștină n-a eliminat această structură scolastică. Ea a rămas aceeași chiar și după închiderea școlii de filozofie din Atena în 529 din voința împăratului Justinian. Va rămâne aceeași și după cucerirea arabă din secolele 7-8, excepție făcând desigur faptul că s-a redus drastic numărul școlilor, în această epocă curriculum de studii nu s-a modificat substanțial. Așa se explică cum, în aceste secole obscure, miturile și istoriile mitologice continuau să fie cunoscute și recitate de persoanele culte creștine. Un exemplu este Sfântul Andrei Criteanul, care a trăit prin 660-740, care, în omiliile sale, dă dovadă de virtuozitate în cunoașterea și mânuirea cunoștințelor de mitologie și istorie antică. Abia după mai multe secole, în epoca așa zisului umanism bizantin, aceea de dinaintea căderii Constantinopolului, mai precis în secolele 11-15, își va face loc tendința de repăgânizare când unii intelectuali, unii dintre ei se vor găsi condamnați în sinodiconul ortodoxiei, vor adopta neoplatonismul ca pe o religie, înlocuind sfintele taine cu oracolele caldaice, cum a procedat Gheorghe Gemistos Pleton. Prin urmare,
avertizările din partea sfinților părinți privind discernământul în folosirea miturilor erau întemeiate. Dar asta e o altă istorie. Să revenim la epoca patristică, în care folosirea miturilor era orientată spre constituirea paideii creștine. Avem un exemplu dintr-o epocă târzie, adică din secolul al VIII-lea. E cazul diaconului Epifanie din Catania, care participa la sinodul 7 ecumenic din 787 la Nicea, ca delegat al arhiepiscopului Toma al Sardiniei. El ține la sinod un sermo laudatorius la adresa adunării sinodale și a participanților, cuvântarea sa fiind atașată actelor sinodale. Cunoscător al cuvântărilor nazianzenului, Epifanie recurge la o șarjă de replici critice la adresa miturilor păgâne, a idolilor și demonilor care îi locuiesc și a cultului pe care anticii îl tributau. Intenția lui era aceea de a-i exonera pe iconoduli, adică pe cinstitorii sfintelor icoane, de acuza gravă din partea iconoclaștilor, aceea de idolatrie. Iată cuvintele sale. Unde este ceata funestă a demonilor? Unde sunt vanele și abominabilele rituri ale idolilor? Unde sunt oracolele înșelătoare și corupătoare ale falșilor zei? Unde sunt orgiile Afroditei, cultele Demetrei, uciderile de oaspeți în cinste Artemidei? Unde sunt desfrânatele sărbători ale lui Dionisos, amestecate cu condamnabila poftă pentru bărbați și justa inițiere în așa zisul Mitra? Unde sunt sacrificiile umane, de desubtul și deasupra pământului și în aer, săvârșite pentru așa zi și zei, care astfel erau satisfăcuți? Toate acestea n-au pierit în virtutea locuirii pe pământ a unui a născut Fiului lui Dumnezeu și n-au avut oare un sfârșit de rușine? Oare sanctuarele lor, ridicate cândva în splendoarea lucrării, nu sunt ele acum căzute în ruină și sunt la pământ din ordin imperial? Oare memoria lor n-a dispărut cu totul din inimile tuturor creștinilor și nu vedem de fapt împlinită profeția? De înțelepciunea Domnului este plin tot pământul, precum apele umplu mările. Comparând acest citat cu cele din Grigorie de Nazian și din Pseudonon, nu putem să nu observăm asemănările, doar că motivațiile sunt cu totul diferite. Dacă pentru părinții din secolul al IV-lea motivația privea îndepărtarea de idolatrie, dar și asigurarea unei bune paideia creștine, în alternativă la cea păgână, adică un fel de secularizare a mitologiei antice, epurarea de bagajul religios idolatru, cu păstrarea doar a dimensiunii culturale, instrumentale, a istoriilor mitice, în veacul al VIII-lea, cunoașterea și utilizarea mitologiei arunca o privire retrospectivă, apărându-i pe cinstitorii sfintelor icoane de grava acuză de idolatrie. Epifanie de Catania făcea justele distincții, arătând că epoca idolatriei s-a încheiat de mult. Acuza este nedreaptă. Cinstirea icoanelor nu însemna în niciun caz vreun fel de conivență cu inamicul, adică cu idolatria anticilor. Cunoașterea mitologiei era încă utilă. Vă invit să vă abonați la acest canal și împreună să descoperim aspecte interesante ale culturii noastre creștine din toate timpurile. Vă invit să reflectăm împreună asupra chemării pe care Sfinții Părinți ne-o fac, aceea de a ne ancora în cultura timpului nostru pentru a răspunde nevoilor credinței noastre în contemporaneitate. Să dăm seama de credința noastră celor ce ne interpelează, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel. A prezenta mesajul mereu nou și proaspăt al Evangheliei în tipare învechite, în limbaj de lemn, arhaic, sonor până la iritare, e semn de lene intelectuală. Evanghelia a fost tradusă în toate limbile pământului, dar n-a fost încă tradusă în limba fiecărui grup profesional dintre cele care s-au constituit în ultimele decenii. Să nu uităm că Hristos este mereu actual și mereu contemporan omului.